Apariția gropilor din asfalt a devenit deja aproape un lucru banal pentru Giurgiu, unde după fiecare iarnă străzile sunt din ce în ce mai deteriorate. Deși această iarnă este departe de final, temperaturile ridicate din ultima perioadă au topit gheața și zăpada și au scos la iveală nelipsitele gropi din ce în ce mai mari și mai dese îmbânzite prin tot orașul. Strada Ramadan nu este o excepție, de altfel nici nu a fost vreodată altfel pe acolo și din păcate nimeni nu face nimic pentru a le ușura viața oamenilor din zonă. Este prăpădită. De când e așa? E de ani de zile, nu de acum. Dar acum, anul ăsta, dacă a umblat la ea, mai rău a făcut-o. Cum se circulă? Foarte greu. Și casele ni s-a dărmat de tot de crăpături de atâtea trafic pe aici. Ați anunțat la primărie? Ce dacă am anunțat? Nu vă bagă nimeni în seamă. Nu ne bagă nimeni în seamă. Dacă nu am ști că aceste imagini au fost filmate pe Ramadan, ar fi foarte ușor să ne închipuim că ar fi vorba de un adevărat teatru de război undeva în Kosovo sau în Afganistan, iar craterele din asfalt pot fi ușor asimilate cu urmele unui bombardament. Dar nu este așa, este doar o stradă oarecare dintr-un oraș cu multe pretenții, ce nu oferă însă mai nimic locuitorilor săi, oameni care, să nu uităm, plătesc taxe și impozite. Autoritățile de acum dau vina pe firmele ce au executat lucrări prin oraș și în unele cazuri au dreptate. Însă ce ne facem cu gropile apărute pur și simplu în mijlocul drumului, unde nu s-au făcut nici lucrări de alimentare cu apă, nici de canalizare sau gaze? Pe acestea cine ar trebui să le astupe? Și vorbim despre o stradă considerată principală și dacă e să ne uităm puțin prin lateralele de pe Ramadan, jalea e și mai mare. Străduțele din zonă sunt inundate cu apă și noroi pentru că vagile încercări ale autorităților de a rezolva problemele de acolo s-au soldat cu un mare fiasco. Și nici nu este de mirare atâta vreme cât singura soluție găsită a fost aruncarea câtorva roabe de nisip, care a fost măturat de mult de apa din ploi și de zăpadă. Și cum suntem de-abia la sfârșitul ianuarie, greu de crezut că am scăpat de iarna, așa că dacă acum aceste străzi arată așa, ne întrebăm cum vor arăta prin aprilie, când va veni într-adevăr primăvara. Același lucru se întreabă însă cu groază și locuitorii străzilor din zona Ramadan, care așteaptă totuși ca și acolo să se facă ceva, că doar speranța moare ultima. Groapă, groapă, groapă lângă groapă, oare cât a mai dura? Groapă, groapă, groapă lângă groapă, până când le-o rastuva? Groapă, groapă, groapă lângă groapă, oare cât a mai dura? Groapă, groapă, groapă lângă groapă,